Astăzi începe sezonul de încălzire 2016-2017 în municipiul Chișinău, anunță Termoelectrica. Instituția precizează că decizia vine în contextul în care temperaturile medii au ajuns sub 8 grade Celsius. Primele obiective care beneficiază de calorifere calde sunt cele din sfera învățământului, grădinițe, școli, gimnazii, licee și școlile internat, dar și instituțiile medicale. De asemenea, blocurile locative conectate la sistemul centralizat de încălzire, care dispun de permis de conectare, pot beneficia oricând de căldură la solicitarea gestionarilor fondului locativ. Amintim că aceștia pot să se adreseze cu pașaportul tehnic la sediul teritorial al Termoelectrica, în funcție de sector. Specialiștii Termoelectrica vor face ultimele verificări și în cel mai scurt timp blocul locativ va avea caloriferele fierbinți. Astăzi și mâine va fi sistat traficul rutier pe mai multe străzi din capitală din cauza prelungirii lucrărilor de reparație a traseului termic, anunță Inspectoratul Național de Patrulare. Astfel, nu se va circula pe astfel de porțiuni ca Bunăoară, străzile Milano, Țărânii, Trei Crai, Drumul Crucii, Bariera Sculeni, Călăraș, tronsonul cuprins între calea ieșilor și stradela Călăraș, dar și altele. Totodată, polițiștii de patrulare sunt la datorie chiar și pe timp de ploaie. Aceștia desfășoară zilnic acțiuni menite să contribuie la creșterea gradului de siguranță a tuturor participanților la trafic. Dmitri Ciubașencu, candidatul partidului nostru la prezidențiale, și-a prezentat proiectul decretului numărul 1 la postul public de televiziune Moldova 1. El a menționat că va semna acest document imediat cum accede în funcția de șef de stat și că acest decret este unicul instrument real, legal, dar și rapid de a înlătura de la puterea actuală a guvernare. În opinia candidatului partidului nostru, scopul și sensul unei astfel de oferte este un fel de contract între candidatul la prezidențiale și alegătorii pentru eliberarea statului captiv. Printre obiectivele lui Dmitri Ciubașencu se mai numără și elaborarea unei noi constituții care să devină fundamentul pentru o nouă Republică Moldova. Candidatul la prezidențiale din partea partidului Șorghina Popenco a discutat cu locuitorii din sudul țării. El le-a prezentat acestora viziunea sa pentru dezvoltarea țării, le-a răspuns la cele mai aspre întrebări și le-a promis că toate problemele enumerate de ei își vor găsi soluția în programul său electoral. Ina Popenco a scris pe rețelele de socializare că a fost încântată să viziteze raionul Taraclia și Găgăuzia, menționând că întâlnirile cu locuitorii de acolo au fost foarte prietenoase. Programul electoral al Ginei Popenco prevede, între altele, asistență medicală gratuită, învățământ mediu special gratuit pentru tineri cu garantarea unui loc de muncă sau transmiterea justiției sub controlul poporului. Biroul politic permanent al PPDA a emis o declarație în care cheamă partenerii de dialog să identifice un candidat unic la prezidențiale, precizând că așteaptă reacția acestora până mâine la ora 14. În declarație se mai arată că forțele democratice și antioligarhice trebuie să aibă o agendă comună, ce ar viza atât alegerile prezidențiale cât și cele parlamentare anticipate, și anume desemnarea lui Andrei Năstase drept candidat unic pentru scrutinul din 30 octombrie, Partidului Acțiune și Solidaritate revenindu-i dreptul de a înainta candidatul la funcția de premier. În situația în care partenerul de dialog nu consimte asupra acestei formule, în interesul țării și al cetățenilor Republicii Moldova, în vederea neadmiterii accederii în turul 2 a candidatului puterii oligarhice, PPDA va participa la scrutinul prezidențial din 30 octombrie prin sprijinirea candidatului desemnat de PAS, se mai spune în declarație. În același timp, Maia Sandu, candidatul la prezidențiale din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, a reacționat vis-a-vis de acest apel. Pe rețelele sociale, Sandu a postat un mesaj în care scrie, cităm: "Trăim momente decisive pentru țara noastră, iată de ce este important să păstrăm calmul și împreună să luăm decizii raționale." În același timp, Tudor Deliu, președintele fracțiunii parlamentare a PLDM, formațiune care participă la dialogul privind desemnarea unui candidat unic, a postat și el un mesaj în care scrie, cităm: "Nu ardeți podurile viitoarelor alianțe parlamentare. Sau alegerea e simplă, un candidat unic cu șanse mari să ajungă în turul 2 ori un reprezentant al mafiei în fruntea statului." Cod portocaliu de inundații pentru mai multe județe a fost emis în România, unde fac ravagii ploile torențiale aduse de un ciclon din Mediterană. Circulația feroviară este întreruptă din gara din municipiul Galați din cauza cantităților mari de apă care a acoperit macazurile. Totodată se desfășoară cu dificultate și traficul rutier pe mai multe drumuri naționale. Administrația Națională de Meteorologie din România a emis două atenționări, respectiv cod galben și cod portocaliu de ploi, valabile până joi.
Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Prețul pentru 1 euro este în scădere cu 17 bani, valorând 21,94 lei. Dolarul american are cotația mai înaltă cu 1 ban și este de 19,80 lei. Cu 2 bani s-a apreciat leul românesc, fiind cotat cu 4,88 lei. Grivna ucraineană are prețul neschimbat de 76 de bani și rubla rusească de 31 de bani.